diferite sunt generațiile viitoare față de cele din trecut ce erau mai iubitoare. Când eram mic, de un lucru mi-era frică, de copiii ce în ziua de azi îmi poartă pică. Este vorba despre cuvântul neglijat, cuvântul care de toți copiii e azi aruncat. Copilărie, sinonim cu fericire, azi sinonim cu orele pierdute în telefonie. Ion Creangă despre copilăria lui a scris: astăzi este doar o carte ce stă lângă o paiță stins. Bullying-ul a acaparat jumătate din copii, de care îi silește să facă necazuri și prostii. Dar mă știți și voi prea bine, sunt acela din mulțime. Cine sunt eu să judec ce e rău și ce e bine? Că spun adevărul, Dumnezeu mi-e martor. Pământul e pânza vieții, iar el e un mare pastor. Vorbele vă rog să mi le ascultați. Și voi, dragii mei, copilăria să nu mai neglijați. Doamne, deci ești minunat. Robin, vreau să te felicitări, wow. Adică e minunat ce ai compus. Câtă maturitate!